Gata, m-am luat. Hai. Hai, e fi cu primul rău. Salut cu respect, domnule. Haide să ne însoțiți, că întârziem un pic. Da, să avem o oră. Nu, nicio problemă. Ăștia suntem aproape. Thank you.
Te dai și tu dacă nu tragi? Aveți grijă să nu vă accidentați cu voi. Da, da, am înțeles. Așa că nu se bagă în seamă, am urechile cu ceară. O secundă. Acum o să mă vezi de aici, care e o sistemă de măritat. Nu știu cum de dar de aici. Au. Ficul la ideea că oamenii cu niște cazuri de fut, trebuie să da? Da, 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 capra calcă, piatra, piatra, crapompată. Rămân, da. O să stau fără asta, că o plăuri pe piața cum o plouă. Nu cum stai cum vrei și mai zi. Ha? Stai cum vrei și mai zi.
acolo ce-i grăbit. Căruia i s-a părut așa dânsului că sunt prea multe proteste și dacă ar fi, sunt prea multe proteste, ar trebui să găsească și modalități legale de a le mai împuțina. Din acest punct de vedere, pentru acest lucru, sunt oameni aici. Oamenii nu protestează, uitați, am lângă mine pe cineva care are toate lucrurile pe care le vor exprima, sunt, vor să le facă în scris. Problema este foarte importantă pentru că dacă primul ministru începe și critică mișcările normale sindicale, înseamnă că ne îndreptăm către un nou mod, un nou mod de a vedea protestele ca pe ceva rău care trebuie combătut. Însă primul ministru este cum nu ne duce către un fel de dictatură, pentru că protestele sunt peste tot, au existat mereu. Acum îmi pare rău că se le amintesc domnilor liberali, dar au mai fost proteste și când au alte veli. Proteste pe care le-au drobit destul de dur. Ne amintim numai de răspunsul la 1907, de la Transputul, așa istoric vorbim, ca să le amintim puțin de performanțele istorice ale PNL-ului. Dar acum să ai acest punct de vedere față de mișcările normale, niște mișcări de protest. Mie mi se pare că oamenii care au venit aici să protesteze împotriva acestei atitudini, asta este principalul punct. Pentru ce să încerci să faci totul, să combați protestele pe care oamenii, în momentul ce mi se taie sau nu mi se taie salariile, dar e dreptul lor oricum.